Vă spun bun găsit și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarea jumătate de oră la o ediție specială Automotor dedicată salonului Auto Bacău 2012. Salonul Auto Bacău 2012 și-a deschis porțile. În perioada 17-20 mai, iubitorii de mașini au fost așteptați la centrul de afaceri și expoziții pentru a putea vedea cele mai noi modele de autoturisme, accesorii, dar și echipamente de tuning. Salonul Auto Bacău 2012 cred că este unul dintre cele mai importante manifestări de acest gen din ultimii ani. Mulțumesc dealerilor pentru că au venit cu o ofertă destul de consistentă atât pentru cei care folosesc autoturismul ca și o unealtă zilnică, ca și un obiect necesar activităților, dar în același timp le mulțumesc pentru că au venit și s-au adresat și celor care văd în autoturism un hobby, o pasiune, o plăcere de a conduce. Cei 11 dealeri prezenți la salonul Auto Bacău 2012 au adus în fața băcăuanilor peste 70 de modele, ce valorează în total aproximativ 1,5 milioane de euro. Alte 30 i-au așteptat pe băcăuani la drive test. Centrul de afaceri și expoziții Bacău își dorește ca acest eveniment să devină reprezentativ pentru regiunea Nord-Est, iar pe viitor cel mai important salon auto organizat în Moldova. În cadrul primei ediții a salonului Auto Bacău, surprizele s-au ținut lanț. Doi producători de autoturisme importanți au ales această ocazie pentru a-și lansa noile modele. Este o mașină care se potrivește perfect celor pentru care adrenalina este esența vieții, celor care gândesc în termen de performanță. Așa descriu producătorii SEAT Leonul Cupra R, pe care îl declară un învingător agil, iar asta se vede imediat. SEAT Leon Cupra este mașina care cu desăvârșire se potrivește bărbaților duri. Cupra este un adevărat învingător, iar asta se vede, de exemplu, grație jantelor de aliaj pe 19 sau a designului său exclusiv. R-ul indică proveniența sa, adică raliul, și se regăsește pe grila frontală, pe secțiunea posterioară și pe panoul de instrumente. Ce dotări vine Leon Cupra R? Dotarea sa standard lasă cu greu dorințe neîndeplinite. Astfel, Leon Cupra R este echipat cu suspensii sport, geamuri laterale fumurii, funcția de aprindere automată a farurilor, adică funcția coming home, senzor de parcare pe spate, scaune sport pe față, schimbător pentru treptele de viteză, senzor de ploaie, hill hold, asistarea la demarajul din rampă și control presiune pneuri cu avertizare sonoră și luminoasă. Acesta pe care îl vedem astăzi la salonul auto are în plus sistem radio de navigație cu display color touchscreen, sistem Bluetooth cu comenzi vocale, comenzi telefon pe volan, faruri Big Xenon adaptive și senzori de parcare față și spate. Și să nu uităm de blocurile optice cu LED-uri. Bine, spune-ne puțin și despre preț, pentru că vorbim totuși de o mașină sport, bănuiesc că prețul este destul de piperat. Nu e neapărat piperat, mai ales că în secțiunea aceasta sport prețurile au tendința să urce față de varianta de bază. SEAT Leon Cupra ajunge la 24.846 preț fără TVA, iar cu TVA ajunge în jur de 30.000 de euro. Dar eu zic că își merită toți banii pentru satisfacția pe care ne-o dă atunci când îl conducem. Câte variante de culori este disponibil? Este disponibil în mai toate variantele. Astăzi avem griu pneurios. Este cel mai deosebit din variantele de gri. Ar mai fi pe albastru, la fel am avut la showroom în Bacău. Și bineînțeles, comandă specială, dacă de exemplu tu dorești roșu, se poate rezolva. Comanda durează 12 săptămâni, mai exact 3 luni de zile. Nu am specificat, este motor de 2.0 TSI, de 265 de cai putere,
este cel mai puternic din gama SEAT, iar eu aș spune că într-adevăr își merită toți banii atunci când ne gândim să-l achiziționăm. Este o mașină dinamică, tinerească, ne dă senzația că zburăm și cred că asta e una dintre cele mai mari satisfacții pe care putem să le avem când suntem tineri. De la salonul Auto Bacău 2012 nu puteau lipsi nici vedetele pe patru roți. Audiul R8 Spider și monopostul celor de la Renault au atras toate privirile. Cele două bijuterii pe patru roți au fost vedetele prezente la salonul Auto Bacău 2012. Turații înalte, răspuns excelent și putere impresionantă în condițiile structurii ușoare și compacte. Motorul în 10 cilindri, amplasat central în Audi R8 Spider 5,2 FSI 4, stabilește noi standarde. Cei 525 de cai putere catapultează modelul Audi R8 Spider 5,2 FSI 4 în doar 4,1 secunde la viteza de 100 de km pe oră. Mulțumită tehnologiei de ultimă oră FSI cu 4 valve, Audi R8 Spider 5,2 FSI 4 extrage mai multă putere din fiecare strop de benzină. Structura ușoară cu aluminiu reduce greutatea totală. Lubrefierea cu carter uscat permite mașinii un centru de greutate coborât și optimizarea dinamicii transversale. Liniile Audi R8 Spider 5,2 FSI 4 fascinează prin caracterul sculptural și interpretează în propriul fel dinamismul și emoțiile puternice ale unei mașini de înaltă performanță. Partea frontală marcantă a modelului Audi R8 Spider 5,2 FSI 4 emană dominanță sportivă. Single frame-ul cu lamele cromate orizontale și verticale sugerează puterea enormă. Farurile standard cu tehnologie LED sunt o adevărată operă de artă tehnologică. Reflectoarele sugerează cochilia deschisă a unei scoici. Cu câte 24 de LED-uri, luminile de zi apar ca o panglică omogenă, sub forma unei curbe, în partea inferioară a farului. Cadrul puternic înclinat al parbrizului este acoperit de o ramă din aluminiu eloxat și conferă mașinii un caracter și mai atletic. Interiorul modelului Audi R8 Spider 5,2 FSI 4 este sportiv și funcțional până în cel mai mic detaliu. În ceea ce privește dotările standard ale R8 Spider, Audi este primul constructor de mașini sport care a integrat microfonul dotării opționale hands-free în centura de siguranță a șoferului și a pasagerului față. Prin această nouă poziționare, distanța între vorbitor și microfon este mai mică, calitatea sunetului fiind astfel optimizată chiar și atunci când mașina este decapotată. Spațiul interior integrat în caroserie generează sentimentul specific pentru Audi R8, așa numitul monocoque feeling. Instrumentele și schimbătorul de viteze dispun de inele roșii de decor. Grupul pedalier și pedalele transmisiei opționale Airtronic dispun de decor de aluminiu. Scaunele montate în poziție coborâtă au o formă ergonomică și dispun de reglaje electrice. Cu suportul lombar electric susțin corpul perfect, iar secțiunile laterale profilate asigură stabilitatea laterală. Nu doar Audi-ul R8 Spider a atras privirile vizitatorilor, ci și monopostul de Formula 1 Renault R30. Un motor ce are o capacitate de 2400 de centimetri cubi cu o arhitectură 908 V8, monopostul se bucură de 750 de cai putere. Monovolumul fabricat din fibră de carbon turnat pe suport molecular din aluminiu proiectat să ofere rezistența maximă și greutatea minimă are nici mai mult, nici mai puțin de 620 de kilograme, care includ pilotul, balastul și anvelopele. Șasiul a fost construit special astfel încât să integreze perfect motorul Renault V8 RS27-2010. Monopostul beneficiază de o cutie de viteze semi-automată din titan 6+1 cu un sistem de schimbare Quick Shift. Sistemul de răcire cu aer dispune de radiatoare separate pentru combustibil și apă, poziționate în partea posterioară. Pentru pilot, monopostul a fost dotat cu scaun detașabil, o centură de siguranță OMP Racing tip HAM cu prindere în 6 puncte. Volanul include comenzi de schimbare a vitezelor și de reglare a flap-ului frontal. Sistemul de suspensii include articulații din fibre de carbon, furca stabilizatoare, bara de torsiune și amortizoare care fac legătura cu jantele din magneziu.
câștigat numeroase premii pentru sistemul sofisticat de sonorizare și a trecut printr-o serie de măsuri ce i-au schimbat clar aspectul standard. Mai multe însă la rubrica de tuning. Și cum de la un salon auto nu puteau lipsi nici reprezentanții firmelor de tuning, astăzi avem invitat alături de noi pe Silviu Tsonghibel, unul dintre cei mai reprezentativi pentru Bacău în acest domeniu, și ne-am așezat aici pe niște scaune minunate lângă un Renault Laguna din 2002 care a suferit ceva transformări. Aș vrea să te întreb prima oară, în primul rând să-ți spun bine ai venit și aș vrea să te întreb de unde scaunele astea. Scaunele astea sunt de la un producător special care fac numai scaune sport și sunt prevăzute cu un kit de montare, pot fi montate și pentru scaun, ca scaun de birou. Știi destul de bine istoria acestei mașini, o știu de mulți ani și a suferit ceva transformări. Ce e cel mai reprezentativ pentru ea? Da, mașina a suferit aceste transformări într-un timp destul de îndelungat. În momentul în care a fost achiziționată, prima transformare a fost body kit-ul exterior de la un renumit producător din Franța, Giacuzzo, și conține prelungire bară față, prelungire bară spate, praguri, pleoape far, grilă, o evacuare Remus, o suspensie sport și cam atât pentru partea de exterior. Nu am putut să nu observ faptul că i-a fost schimbată și culoarea. Știu că ea era înainte un blămaren, nu? Da, era albastru închis, un blămaren. Vopseaua a fost făcută anul trecut la un prieten de-al nostru din Iași. Din câte știu, este o culoare venită de pe catalogul de la Ferrari. Această mașină a fost prezentă la foarte multe competiții și a câștigat, dacă nu mă înșel, și un premiu pentru sistemul de sonorizare, nu? Da, aici stă foarte bine la partea de sonorizare. Într-adevăr, are montate 3 DVD-uri, unul în față și 2 în tetiere. Ca număr de boxe în mașină sunt 8 și în spate un subwoofer de dimensiuni foarte mari. Interior, ce transformări a suferit? La interior doar astea sunt singurele transformări. Pe partea de muzică, cu care se și laudă cu câteva premii care au constat în locul 2 și 3 pe țară la SPL. SPL este un concurs de măsurare a sunetului. Înțeles. Și am văzut că are și jante noi. Jantele au fost achiziționate acum 2 ani, sunt niște jante deosebite, importate din America, Da Vinci, P19, într-adevăr, sunt niște jante foarte frumoase. Știu că aici ai intervenit tu cu jante. La toate am intervenit noi, în afară de partea de muzică. În afară de partea de sonorizare. Da, sonorizarea a fost făcută din Teștiu la Arad, tot la un prieten al nostru cu care colaborăm. Ei sunt specialiști în partea de sonorizare, noi suntem specialiști în partea de tuning, partea exterioară, performanțe și alte chestii. La motorizare s-a umblat? Nu, motorizarea a rămas clasică, motor de 2 litri aspirat. Urmează să umblăm și la partea de motorizare. El, ținând foarte mult la mașină, nu vrea să o vândă și vrea să o facă pentru el, să o păstreze și să investească în ea. Ca timp, de câtă muncă a fost nevoie pentru acest produs final pe care îl avem astăzi în vânzare? Ca timp, nu pot să spun că contează foarte mult timpul, ci partea financiară. Deci costurile la cât s-au ridicat? Costurile, per total, cred că au depășit 10.000 de euro. Per total. Numai partea de muzică a costat undeva de 6-7.000 de euro, kitul exterior undeva la 2.000 de euro, suspensia aproximativ 1.000 de euro, jantele sunt foarte scumpe, sunt 700 de euro bucata, deci făcând un calcul depășim suma de 10.000 de euro. Afară de modificările pe care proprietarul vrea să le facă la motor, mai pregătiți ceva pentru această mașină? Nu mai pregătim, pentru că mașina este un segment de nișă, limuzină, și nu, producătorii nu s-au axat foarte mult pe această mașină, nu au scos prea multe produse pentru ea și este puțin cam limitată în partea de accesorizare. Păi ce să-ți spunem, Silviu, noi îți mulțumim, frumoasă mașină, felicitări și ce să spun, te mai așteptăm și cu alte proiecte. Noi sperăm la fel de reușite. Avem proiecte sunt și vi le vom prezenta în emisiunile următoare.
perspectiva progreselor înregistrate la produsele tehnologice de astăzi, francezii de la Peugeot marchează un adevărat salt între generații cu noul model 208, iar salonul Auto Bacău a găzduit lansarea în avanpremieră națională a celui mai tânăr membru din familia Peugeot. Prima ediție a salonului Auto Bacău 2012 a fost prilejul pentru dealerul Peugeot de a lansa în avanpremieră națională modelul 208. Noul membru al familiei Peugeot marchează un adevărat salt între generații. Compact, agil și eficient, 208 este o noutate pentru epoca sa. Grila fluidă, semnătura luminoasă și stopurile spate tip boomerang, fiecare detaliu este conceput în perfectă armonie cu volumul general. Inovația sau regenerarea, mai curând, a fost cuvântul și a fost conceptul la care s-au gândit producătorii când au schițat acest model. Și vorbim despre o inovație și o regenerare atât în segmentul de design, atât pe partea arhitecturală, pe partea tehnică, cât și mai ales pe ceea ce este mai important în momentul când conduci o mașină, vorbim de o regenerare a modului și a simțămintelor pe care le ai, a sentimentelor, a senzațiilor pe care le ai. De fapt, după cum se vede și sloganul de pe mașină, Let your body drive, lasă-ți simțurile să explodeze. Interiorul, cu un design rafinat și 100% contemporan a noului 208, se regăsește într-un habitacul original și modern, ce reunește cu succes confortul, eleganța și tehnologia. Cu un spațiu mărit pentru pasagerii din spate și un portbagaj mai generos, 208 reușește performanța de a fi compact. Plafonul panoramic din sticlă sporește senzația de spațiu și contribuie la confortul pasagerilor. La capitolul motorizări, Peugeot 208 este disponibil în 10 variante, 5 diesel și 5 benzină. Mai mult, noul venit beneficiază și de o nouă generație de motoare în 3 cilindri. Aceasta oferă o veritabilă optimizare în materie de consum și de emisii de dioxid de carbon. 208 integrează tehnologia EHDI. Rapid, eficace și silențios, sistemul Stop and Start de ultimă generație permite optimizarea consumului a emisiilor de dioxid de carbon cu o utilizare deosebit de plăcută grație opririi motorului și a repornirii instantanee și fără vibrații. Prețul de pornire a noului Peugeot 208 este de 10.460 de euro. Numele său provine din limba inuiților și înseamnă lup. Ca și lupul, Amarok se simte ca acasă în sălbăticie. Noul pick-up de la Volkswagen autovehicule comerciale îndeplinește chiar și cele mai înalte cerințe off-road. Cât de bine se descurcă chiar și în condiții extreme, a demonstrat în botezul de foc de care a avut parte la începutul anului 2010 la raliul Dakar. Din cele 30 de autoturisme prezente la salonul Auto Bacău 2012 gata pentru o testare, noi am ales un model mai inedit, de fapt și singurul din categoria lui, pregătit pentru test drive. Haideți să vedem câte ceva și să vedem cum se comportă la drum Volkswagen-ul Amarok. Bună ziua și bine ați venit la Automotor. Ce spuneți, ne scoateți la o plimbare? Vă rugăm frumos să postez la volan. Spuneți-ne câteva lucruri, de fapt cele mai importante lucruri despre Volkswagen Amarok. Volkswagen Amarok este un model relativ nou lansat în gama de modele Volkswagen vehicule comerciale. A fost lansat oficial în România anul trecut, în martie, dar a fost testată și în Raliul Paris-Dakar în 2010, unde a fost mașină de asistență tehnică. Ca și nivel de motorizare, au existat până acum două motoare de 2 litri, unul de 122 de cai și unul de 163 de cai putere, iar în cursul acestui an o să mai fie disponibilă o nouă motorizare, tot de 2 litri, dar de 180 de cai, care vine cu cutie automată. Modelul de față? Modelul de față este un model Highland, nivelul superior de echipare. Este echipat cu motor de 2 litri, de 163 de cai putere, cu tracțiune 4x4 permanentă și cutie de viteză manuală cu 6 plus 1 trepte de viteză. Ca și nivele de tracțiune există două tipuri, cea despre care povestim acum, tracțiunea 4x4 permanentă sau 4 motion, sau există varianta cu tracțiune pe spate, unde avem și posibilitatea să cuplăm tracțiunea pe față printr-un buton. Am înțeles. Deci, care categorii de clienți se adresează Amarok? Amarok este o mașină care se adresează în principiu categoriei de clienți care lucrează în domeniul silvic, pădurar. Este o mașină utilitară, este un vehicul comercial, acolo este încadrat. Se potrivește foarte bine domeniului agricol, da? Pescarilor, în construcții,
pentru firme de protecție și pază chiar. Și chiar dacă este o mașină utilitară, cel puțin mie mi-a atras privirea. Este și ochioasă, ca da. Și dotări, ca și interior, ca și design exterior. Da, această mașină păstrează tendințele de design ale celorlalte modele din gama Volkswagen. Designul plăcut este completat și de o robustețe tipic germană. La ce s-au gândit constructorii germani în momentul în care au schițat așa Amarokul? Pe domeniul, în domeniul pick-up-urilor, Volkswagen nu a avut o istorie. În momentul în care a venit cu această mașină, s-au gândit că le trebuie, sau clienților, s-au gândit către acești clienți care le trebuie o mașină confortabilă, cu un design plăcut, dar și robustă în același timp, s-au gândit să facă un autovehicul comercial cu confort de autoturism. Sistemul de finisare în interior este echivalent cu cel al autoturismului. Este și foarte ușor de condus. Deci da. O mașină utilitară, pentru mine cel puțin, e da. Destul de ușor de condus. Nu este greoaie, servodirecția este mai mult decât perfectă, adică, și se simte foarte bine. Totuși trăim într-un oraș în care străzile nu sunt tocmai ca cele din Occident și chiar nu este rigidă. Nu este rigidă. Există două tipuri de suspensii pentru Amarok. Avem această mașină care are o suspensie confort, ceea ce înseamnă 3 foi de ard, și o greutate și o sarcină utilă undeva la 840 de kg. Însă mai avem și o suspensie heavy duty cu 5 foi de ard, unde avem sarcina utilă de 1040 de kg. Această mașină este recomandată și pentru transportul în interiorul orașului, dar și pentru escapat de la munte sau în alte condiții unde avem nevoie de o mașină off-road. Referitor la celelalte sisteme de servodirecție sau de transmisie, pentru Volkswagen Amarok, constructorii s-au influențat din celelalte mașini off-road pe care le avem. Vorbim despre Tiguan sau despre Touareg, unde avem o experiență deja mai mare. Ce ne spuneți despre prețul acestei mașini? Prețul începe de la 19.700 de euro, varianta de bază, varianta doar cu tracțiune pe spate. Această mașină, pentru această mașină, prețul este de 34.000 de euro, prețul cu tot cu TVA. Cea pe care o conduce. Da, este un nivel de echipare Highline. Are toate dotările de siguranță activă și pasivă în standard. Vorbesc despre ABS cu sistem antipatinare ASR, ESP, program electronic de stabilitate, sau vorbim și despre airbag-uri laterale, airbag-uri frontale, airbag-uri pedea, care sunt în standard. Însă are și elementele de confort cu care sunt obișnuiți clienții Volkswagen de autoturism. A fost tot pentru săptămâna aceasta. Noi așteptăm cu nerăbdare și cea de-a doua ediție a Salonului Auto Bacău. Până atunci, eu vă dau întâlnire și sâmbăta viitoare de la ora 12 la Automotor. Rămâneți cu programul Impuls TV.